Duminică 9 august, reprezentanta județului Suceava, Siretul Dolhasca, a fost învinsă pe stadionul municipal din Vaslui în meciul decisiv pentru promovarea în Liga a 3-a. Aflată în fața unui rezultat istoric, echipa pregătită de Constantin Ferrariu nu a avut nicio șansă cu reprezentanta județului Neamț, Bradu Borca, formație care a câștigat turneul de promovare din grupa A a regiunii Nord-Est. Siretul Dolhasca a trecut pe lângă deschiderea scorului încă din startul meciului prin ocaziile irosite de Sergiu Beclea și Vlăduț Costan. Ocaziile ratate de suceveni aveau să-i coste mai târziu, când în urma unui penalti ratat inițial de Marius Onofraș, Constantin Antim a reușit să deschidă scorul pentru nemțeni. Mădălin Crengăniș a dublat avantajul reprezentantei din Neamț în minutul 38. După pauză, sucevenii au încercat să împingă jocul înspre poarta formației din Borca, însă fără succes, finalul jocului aducând încă un gol pentru nemțeni sub semnătura lui Marius Onofraș. Constantin Ferrariu, s-a încheiat ultimul joc, s-a încheiat povestea, să spunem așa. Eu zic că povestea merge mai departe. Cum a fost? Da, cum să fie. Am început destul de bine meciul, două ocazii foarte mari a lui Becla și a lui Vlăduț Costan, dar din păcate două contraatacuri și am primit două goluri și asta ne-a dat puțin peste cap. Puțin dezamăgit așa și de cum a decurs jocul, dar eu zic că e bine. Sperăm și la anul dacă va începe sezonul de Liga 4, să facem la fel o figură frumoasă și să reprezentăm Dolhasca atât și Suceava cu brio. Sper că nu am dezamăgit. Într-adevăr, am muncit, băieții au muncit foarte mult, cu toți am muncit. E foarte greu să nu te antrenezi, să vii practic la meci. Dar de când sunt eu la Bradu Borca, de 3 ani de zile, s-au realizat lucruri extraordinare. Câștigat cupa, anul trecut am ratat la Mustață. Acum, scuze că te întrerup, dar cred că tu te-ai mai băgat acolo, la Politehnica, puțin așa, la omiuță, adică la tine nu s-a văzut. Nu se pune problema și nu se mă ascund. Eu mă antrenez cu băieții când pot și când am loc. Se vede, se vede. Zi de zi. Încerc să fac trecerea de la activ la jucători fost prin antrenamente, cum pot, și le mulțumesc celor de la Iași că îmi permit să mă antrenez cu băieții. Azi a fost un meci greu pentru noi, pentru că oarecum eram, să zicem, favoriți și presiunea era pe noi. Noi eram obișnuiți oarecum cu astfel de meciuri, dar s-a văzut încărcătura, copiii tineri care nu s-au mai lovit de astfel de meciuri. Siretul Dolhasca a părăsit competiția cu capul sus, terminând astfel pe locul 2 după victoria obținută la penaltiuri în fața Unirii Mircești. De partea cealaltă, Bradul Borca promovează în Liga a 3-a cu maxim de puncte după victoriile în fața formațiilor Siretul Dolhasca, respectiv Unirea Mircești.